Da. Poate fi o victorie de moral înaintea meciului cu Metz, acest succes de azi? Da, poate să fie, dar acolo ne așteaptă un meci foarte greu, deci rămâne de văzut. Prima repriză, scorul a fost destul de strâns, gândurile voastre erau mai mult la Liga Campionilor decât la meciul de azi? Nu cred neapărat, pentru că trebuie să luăm fiecare meci parte în parte, pentru că ați văzut cum s-a întâmplat și în prima repriză, a fost lângă noi și nu este de glumit niciun joc. Partea a doua, după pauză, s-a întâmplat ceva, pentru că a apărut un meci pe teren. A trebuit să ne motivăm și noi puțin să nu facem vreo surpriză neplăcută. Săptămâna trecută ați spus că a fost presiune mare pe voi, acum că vine returul cu Metz, simțiți aceeași presiune? Este o presiune, normal, pentru că trebuie să recuperăm 5 goluri, jucăm la ele acasă, împotriva publicului, împotriva tot. Deci trebuie să ne motivăm foarte bine și Doamne ajută să ne iasă tot. Chiar nu am auzit asta, dar despre presiune. Într-adevăr este, pentru că ne dorim să fim acolo. Cred că și singură ne punem presiunea de a fi în Final Four, pentru că asta ne dorim, dar rămâne de văzut. Vestiar, ce vorbiți între voi? Credeți că se poate remonta diferența de care vorbeam mai devreme? S-a mai văzut minune, nu? Deci, noi sperăm. Da, avem nevoie de o minune la 6 goluri la Metz. Ce veți schimba față de meciul tău? Nu știu, rămâne de văzut asta, mai sunt câteva zile de pregătire, într-adevăr nu mai este atât de mult timp, dar sperăm să iasă totul bine acolo. Cum mai descrie acest sezon? Foarte greu. Foarte greu, multe accidentări, greu. Un sezon foarte greu. Și slab în același? Nu pot să spun slab, pentru că ne-am dorit la fiecare meci să câștigăm. Într-adevăr a fost meciul din Supercupa și din Cupa cu Vâlcea, care din păcate s-a întâmplat să fie așa. În Champions League am avut meciuri și bune și rele, dar vedem ce se va întâmpla cu acest. O dezamăgire. Pentru că am văzut în fiecare an cum este să fie acolo și... Respectator. Eu nu mă gândesc la asta, sper să fie minunea acolo. Calificarea la Budapest ar putea salva sezonul mai puțin bun din campionatul intern? Categoric. Până la urmă, dacă ajungem acolo, suntem primele echipe, primele patru echipe. Acum nu știu ce să vă zic. Da, într-adevăr, a fost un sezon greu, dar nu știu. E posibil ca franțuzoaice să se relaxeze un pic, având în vedere cele 5 goluri pe care le-au avantaj deja? Doamne ajută! Nu știu, nu cred, pentru că nimeni nu s-a relaxat. Ține minte meciul de anul trecut, la 13 goluri acasă și acolo când am ajuns ne-au condus la 9 goluri. Aia s-a putut să zicem numi relaxare. Sperăm să se relaxeze și ele și să câștigăm noi la 6, dar rămâne de văzut. Pentru că ai spus că toată lumea va fi cumva împotriva voastră, suporteri, atmosferă, dezavantajul golurilor, vă încrâncenează, vă mobilizează mai mult lucrurile acestea? Da, ne dorim mai mult din start să le bătem la ele acasă, pentru că aici a fost un meci greu, într-adevăr, cum s-a văzut, am fost aproape de ele, dar după ne-am distanțat, am avut o atmosferă care ne-a ajutat să fim acolo și le mulțumim publicului, pentru că afară era mult mai greu, dar rămâne de văzut.